Băi, da, n-am văzut. E... Nu mai știam că există paparații. De ce nu sunt? E Dumnezeu de cerul, iartă, e prea tare. A, cum stau așa? E mult prea tare, da. Da, deci, hai să vedem cum te-au prins. Cum te-au prins? Păi ce aveai, mă? Chiloțăn. Acum... De sincer, nu i-am văzut, bineînțeles, că dacă vedeam era că mai n-am ochi la spate, cu ochiul maron nu văd bine. Cam sus eram. Era de fapt un body pe care îl țin desfăcut, că nu mă cuprinde cu totul așa și mă strânge. Nu era chiar. Da, da, aia s-a văzut. Dar eu așa de ce râd, că și eu am la fel. Deci este considerată ținuta de groază a Halloween-ului, nu? Da. Am înțeles. Ce dar unde erai? Prin centru, normal, că pe acolo sunt paparații de obicei, dar nu știam că mai există. De la pandemie încolo nu mai știam că există încoace, dar numai aia, n-am mai văzut paparații. Că n-am s-au mai... vaccinat și ei. Da. Au scăpat. Sincer, nu, n-am mai văzut. Ce legătură are pandemia cu paparații? Păi nu, dispăruseră, pentru că au dispărut revistele, că au dispărut, adică nu... Nu mai există paparații. Au rămas site-urile. Sunt? De revistele așa tipărite nu sunt, dar sunt toate... Nu, dar nu știam că mai este stilul ăsta de paparații, nu n-am mai apărut real, de mult. Adică da. Vrea să păi, dar te prindă pur și simplu pe colo, pe colo. Ieșit prin oraș și... Na, tu ieși cu minte, au trecut vremurile când te prindeau cu băieți. Pe la portocale. Când se enerva domnul Lis, arunca spaghetele la urmă. Am înțeles. Dar nu te deranjează, nu? Sau e supărat? Nu, m-am amuzat foarte tare, sincer, nici nu știam, dar eram într-un live pe TikTok și m-a anunțat lumea. Te-am văzut în cancan. Și eram sigură că e o, ceva vechi, adică ți-am spus chiar, nu credeam că o să mai apară în poze de-astea stil paparazzi. Nu m-a supărat deloc, m-a amuzat foarte tare. Până la urmă e un stil. Sunt fetele mai tinere care așa se îmbracă, cu chiloții la vedere, chiar și bărbați am văzut care se îmbracă în stilul ăsta. E adevărat că la kilogramele mele nu mă avantajează, normal. Dar bine, mă, acum... Nu știu cum a prins, frate, exact. Dar tu ne dăm seama din poză, tu urci în mașină sau cobori în mașină? Posibil ambele variante. Urcă, mă, cred. Da, mă, e un instantaneu. Ce să faci? Atâi, da, dar m-a prins, uite, că exact poză paparazzi în care te prinde într-o poziție care nu... Normal, că n-aș și vrut să apară așa, nu e genul meu să apară... Să por chiloți. Ia uite, Silviu, ce ai făcut? Ni s-a deschis poarta. Unde, Dane? Uite. Nu, e paranormalul. E... A căzut ceara. Ce faci de Halloween? L-ai machiat pe domnul Lis? Păi nu, știi, ca să zic de-asta, o glumă din casă. Eu nu sărbătoresc Halloween-ul pentru că dacă vreau să mă sperii, mă uit la Viorel fiecare zi. Săracu. Și mai aveam una. Ia uite, Doamne, câte am făcut cu Viorel, câte show-uri și câte emisiuni de... Shrek și Fiona și copilașii noștri. Ea cu Gioconda îmi place când e Viorel Lis Gioconda. Deci aici Viorel, Doamne, cât curaj. Mamă, a venit un țânțar. Sau... Nu, e o muscă, oana. E de multia noastră. E musca noastră din sezonul 3. Da. Aici eram la o petrecere la casino. E un liliat sub nutrit vorba. Viorel cu moartea. O mănâncă. Da, v-ați distrat de-a lungul banilor. Da, nu de sunt un fan al Halloween-ului, dar mi se pare o ocazie de distracție. Am fost la petreceri de-a lungul anilor prin centru vechi, am făcut emisiuni TV la cazinouri, mi se pare așa. Dar, cum să zic, cine a mai făcut așa ceva în România? Na. Așa e. Și totuși, dacă stai să te gândești și la poziția socială, că este un fost primar al Bucureștiului. Da, mă, dar ca primar, ce beneficii are ca păi primar? Nu, are pensie de primar? Nu, faptul n-are... că are această deschidere și această, acest simț al umorului. Pe asta vreau să fac un anunț. La ora 12 noaptea o să intre Viorel live. Nu mai zice cu orele. Nu, zic cu noul. Nu am văzut că mi-a zis femeia aia că mor până mâine la 7? Aoleu, seara. Da? Mă rog, mi-a... Mai ai ceva. Dar n-a zis ziua și anul. Nu, până aici, mâine până la 7, n-a zis nici ziua, nici anul, nici ora. Nu există mai așa ceva. Nu există, mă, ce ai? Dar am zis să evităm de-astea, așa, la 12 noapte. Da, o să intre Viorel în live ca să sărbătorească și românii Halloween-ul. Uite la tine pe Facebook? Da. E cum ar fi? Da. Bă, cred că ar fi mișto. Exact. Aici, din păcate, eram la colectiv, în poza aia. Acolo era o petrecere la Halloween. Exact cu un Halloween înainte cu un an. Un să an fie, înainte? Da. No. Cu un an înainte să fie nenorocirea. Da. Și care a fost tot de Halloween. Tot de Halloween, exact. A fost... Da. Eu vreau să zic că nu m-am simțit bine în locația aia. Am stat foarte puțin la evenimentul ăla. Ce să zic?
nu știu, eu cred că lumea ne-a iubit așa cum suntem, cu felul nostru mai nebun, ca să zicem așa. Da. Mi-e dor să fac cu Viorel toate tâmpenile astea, toate show-urile astea. Bine, ideile mai veneau și de pe la noi, de pe la televiziune, și, dar n-ați refuzat. De fiecare dată ziceați da. Băi, am refuzat o emisiune gen, aia mi s-a părut prea de tot, pentru că, na, știi cum se zice în folclor românesc, că ți-atragi rău. Ne-a propus la o emisiune Oana Zăvoranu. Avea, cred, Diabolița? Da, la prima ediție, sau nu mai știu, a doua, nu mai aduc aminte, ne-a propus să mergem eu cu Viorel să filmăm în coșciuge, să probeze coșciuge, și aia am refuzat-o, adică a fost prea mult. Mă gândeam totuși să atragem moartea rău, nu știu, ne-am gândit în punctul ăsta de vedere. Acum depinde în ce context, am pus-o eu pe Nikita în coșciug, știi? Fă vremuri, când am văzut, da. Da, și te duci de Moculescu acasă în coșciug aia, și nu s-a mai întâmplat. Nu știu, dar parcă să te pui în situația aia. Am pus-o în coșciug, dar avea o motivă, că lumea a zis, bă, chiar faceți orice. Cu o zi înainte, fusese la Dan Diaconescu, ea traversea la Buși la Magheru, știi, să o izbească, să culcase pe mijlocul bulevardului, să o calce mașina, zicea că vrea să o omoare, trecea ea cu autobuzul lângă ea. Și Dan Diaconescu, cum punea el aia, cine câștigă dacii sau samuraii, dacă s-ar bate, și cu toate sondajele alea, vreți să o vedeți pe Nikita moartă? Ați vrea să moară Nikita? Și era, Doamne ferește! Da, 90 ceva la sută ziceau da, și vreo 6-7% ziceau nu. Na. Ce sondaj! Da. Și zic, bă, chiar am luat-o, păi, Ana. Adică ea era un pic controversată și destul de nesuferită în perioada aia. Dar nu să vrei să... Oameni crede că Viorel e mort, așa că... Da. Eu scoți în geam la pensie, da. Și zic, bă, dacă atât de mulți oameni vor să o vadă moartă, haide-vă să-l arătăm, să vedem, vă place. Și am pus-o în coșciug. Mama asta a vrut să vedeți. Da, a ieșit acolo. Nu mor cai când vor câinii, domnul, da. Am luat la Tony mormânt cu coșciuc frumos, adică era. Da, mă rog. Trebuie să fii. Uite că e bine, mersi, cu Morone sau cum îl cheamă. Exact, uite că asta e bine. Superbă asta cu Fiona și Shrek. Da, chiar mi s-a potrivit. E făcută la Măruță. La Măruță, la Măruță, la ProTV, cum să zic. Dar ce vreau să zic, o sărbătoare mexicană. A primit odată Viorela o farsă de la o emisiune, ne-au trimis acasă un coșciuc prin curier. Dar Viorel a refuzat. Nu cred. Ce emisiune? De la Modern Ionescu, dar mai știu de la ce trust era atunci. Știu, mi-aduc aminte sigur că era Modern Ionescu. Nu, că știu că mai era o emisiune de farse, când era să vă s-o pățească... Măruță săracu... făcea și el farse la rândul. Nu, la noi făcea... Dar niciodată nu s-a făcut Dan de farse. Negru făcea. Dan Negru, da. Dar cine? Nicu Constantin era să facă infarct. Nu mai țin minte cine. Nu știu, când l-au blocat în lift și săracul avea o panică. Un actor mare de al nostru. Da, da. Bă, să moară omul și mai multe nu. Da, da, da. Adică sunt, există... Cu încă cineva l-au blocat în lift. Da, da, da. Dar nu se știa că are o panică. Mi se pare că era Vulc, parcă... partenerului atunci. Ce mi-amintesc eu memoria asta mea. Nu știu, știu Vulc că era Dana Mladenov. Oricum, ca dovadă că farsele nu sunt aranjate. Deci niciodată n-am avut o farsă aranjată. Viorelii nu se prindea. Difuzată, că n-a mai vrut, a venit salvarea, a fost urât. Da, 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 da. Viorelii nu se prindea la farse, adică eu îi mai făceam cu ochiul mai așa. Păi, din acest motiv, emisiunile de farse n-au prea mai mers. Pentru că după ce îi făceai farsa omului, multe dintre ele sovietice, da, se supăra omul. Trebuia să semneze, să-și dea acordul să fie difuzată. Păi și din ce în ce mai mult nu mai voiau. Că erau nervoși, probabil. Da, 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 da. Și nu era o cheltuială și o desfășurare de forțe care nu mai avea... Da, dar să știi că lumea reține minte. Eu uite, eu când fac live-uri, lumea și aduce aminte specific de anumite farse pe care le-am făcut și îmi zic, mai cât am râs la farsa aia, adică da, oamenii da, nu au da, uitat da, care da. Le-au bine, văzut, poți să faci emisiuni de farse aranjate, dar alea nu mai... Da, nu pentru că se vede, nu dar poți să joci. Dar unde e farsa acolo? Nu poți să joci o sperietură sau o dată. Nu, 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 dar limbajul pe care l-ai, ești mult mai liber atunci când crezi că nu ești filmat, știi? Mi-aduc aminte, na, că de ziua lui a venit Cătălin Măruță îmbrăcat în, nu știu, era un personaj ca și cum e de pe stradă și cu o vacă. Și Viorel m-a sunat și mi-a zis, uite, mă urmărește cineva cu o vacă, m-am dus să-și pun biletele. Zic, Viorel, este sigur, este ziua ta astăzi, n-are cum să fie. Da, nu, da, Ana, da, da. Am vrut să dau, Adam pe mașina peste el. L-a urmărit la bilete, la agenție, știi? Da, dar da, Viorel nu se prindea deloc, adică el... Da, probabil că nu și închipuie, bă, chiar până aici. Până aici se poate... Se poate, dar parcă tot pe Măruță cu vaca, așa cu de... Cu desfășurarea de forță, da. Mișto. O Măruță, duce o vacă. Da, nu, că nu era acostumat și nu-l recunoștea. Da, dau seama. Da. Normal. Tocmai de-aia cred că am fost foarte... Pentru că
cel puțin Viorel când... A fost foarte natural. Da, toate exact, foarte natural, autentic. Da, asta vreau să zic, da. Că mi-a luat vorba din gură. Da. Asta vreau să zic. Da. Dar aici Viorel a avut un curaj imens. Așa. Aici deci, a făcut, s-a dat cu tirul era... Tiroliana? Da, Tiroliana și-a dat drumul de la etajul 2 din Mall Plața, parcă era. Nu cred așa ceva. Da, eu i-am zis, Viorel, nu mai de să ne ridicăm tot așa la de la... Da, 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 pentru farsele respective. Și, cum să zic, Viorel avea un curaj așa... De-a lungul vieții, nu știu, mă gândesc că de multe ori l-a protejat Dumnezeu, pentru că dacă spun, de exemplu, atunci când, dacă, când și-a dat drumul, a spart și un geam, pentru că s-a dat drumul de pe scările alea și normal că el nu era cascador profesionist, normal. Îți dai seama, și n-a știut să-și ridice picioarele, știi? Și a spart geamul ăla de acolo, știi? Da, da, nu știu, eu întotdeauna am apreciat, da, chiar dacă te duci peste o anumită limită de așa, mai degrabă să fie așa decât un mâhnit, un bobosit. Limita ta a penibilului atunci când ți-o asumi, da, este mișto. Adică e mai ușor de digerat. Da, așa, exact. Când așa crezi că, de fapt, toți te văd penibil și tu chiar și tu crezi că ești, nu e ok. Da, 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 nu ești. Da, da, dar da, când ți-o asumi și o iei în distracție și, cum să zic, cred că chestia asta a făcut ca cei 26 de ani de cât sunt împreună să treacă ca în 5 secunde, nu știu, nu știu când au trecut. Numai, adică ne-am distrat, nu regret nimic. Da, da. Și chestiile astea m-au făcut să-mi depășesc mie limitele. Eu acum, dacă mă pui să mă îmbrac ca fetele alea sau să mă dezbrac aici în costum de baie o faci. Sau... O faci. Da, nu mai avem. Nu te pun, nu mai avem timp.